Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Secrete de familie, episodul 21. Moartea lui Niazi zguduie profund lumea personajelor principale, Ilgaz și Ceylin. Cu toții se confruntă cu o realitate neașteptată și se găsesc prinși într-un dosar complex, care implică atât aspecte legale, cât și emoționale adânci. Ilgaz, pus acum într-o poziție critică, își dedică resursele și energia pentru a-și apăra prietena, Ceylin. El se străduiește să respecte legile și regulile judiciare, dar trebuie să se confrunte și cu provocarea de a o ține în fru pe Ceylin, care alege să acționeze în solitudine pentru a găsi indicii care să îi ajute în caz. Ilgaz simte o presiune imensă pentru a câștiga acest caz și pentru a demonstra nevinovăția lui Ceylin. Pe de altă parte, Iecta, personajul adversar, nu stă deoparte. El începe să strângă informații și dovezi pentru a-și întări propria poziție în proces. El devine mai hotărât ca niciodată să câștige, văzând slăbirea apărării lui Ilgaz și Ceylin după moartea lui Niazi. Cu toate acestea, întorsăturile ulterioare ale poveștii aduc noi informații și evenimente la care niciunul dintre protagoniști nu se aștepta. Aceștia se vor afla în pragul unei decizii extrem de dificile, care va afecta profund cursul poveștii. Într-un proces de pregătire intens și tensionat, personajele principale sunt forțate să exploreze în profunzime aspecte emoționale și legale complexe, punându-și la încercare limitele în căutarea adevărului și a justiției. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.